bucurăm să fim cu toții aici și iată, după ploaie, soarele ne zâmbește printre nori și sperăm că până la sfârșitul festivalului nostru să ne ajute vremea. Am lângă mine comitetul de organizare al evenimentului Fiilor Satului. Îi vedeți în spatele meu. Cu toții am muncit pentru ca acest eveniment să fie unul reușit. În primul rând vreau să spun bun venit fiilor satului, musafirilor noștri, mici și mari deopotrivă. Mă bucur să vă văd prezenți în număr așa de mare la sărbătoarea comunității noastre. De la început vreau să arăt că această sărbătoare a fost gândită pentru a marca două evenimente bine distinse, dar care împreună formează un tot unitar, întâlnirea fiilor satului și hramul bisericii noastre. Blaga dezvolta metafora sa poetică, veșnicia s-a născut la sat, și argumenta că satul românesc este singura prezență vie încă, deși nemuritoare, deși așa de terestră, este unanimul nostru înaintaș fără nume. Voi încerca în puține cuvinte să actualizez mai ales ceea ce copilul știe despre sat și despre orizonturile acestuia. Copilăria petrecută la sat mi se pare singura mare copilărie. Copilăria și satul se întregesc reciproc, alcătuind un întreg inseparabil. S-ar putea vorbi chiar despre o simbioză între copilărie și sat. O simbioză datorită căreia fiecare din părți se alege cu un câștig. Căci pe cât de adevărat e că mediul cel mai potrivit și cel mai fecund al copilăriei e satul, pe atât de adevărat e că și satul la rândul lui își găsește suprema înflorire în sufletul copilului. Satul există în conștiința copilului ca o lume, ca o unică lume, mult mai complex, alcătuită și cu alte zări, mai vaste decât le poate avea un mare oraș sau metropolă pentru copiii săi. Omul satului, întrucât izbutește să se mențină pe linia de apogeu genială a copilăriei, trăiește din întregul unei lumi, pentru acest întreg. El se găsește în raport de supremă intimitate cu totalul și într-un neîntrerupt schimb reciproc de taine și revelări cu acesta. Satul nostru este clădit în preajma bisericii, din care iradiază Dumnezeu. Să mi se îngăduie mândria de a afirma că, din punct de vedere uman, săteanul nostru reprezintă un tip mult superior, mult mai nobil, mult mai complex. Satul nostru reprezintă o așezare situată și crescută organic într-o lume totală, care e prezentă în sufletul colectiv ca o viziune permanent, efectivă și determinantă. Dacă venim din capul satului încoace, că pe vremuri când eram eu aici, numărătoarea era de acolo încoace, nu dinspre Făgăraș. Așa. Alu Țăreanu, alu Roșcuț, alu Boita, alu Ion Todore. Și la alu Ion Todore o familie de oameni deosebiți, oameni harnici, pe care i-am admirat în permanență. Erau printre cei mai bogați din sat. Știu acest lucru pentru că fostul notar Miloșan mă tot chema să-i scriu, să-i fac niște tabele, și acolo am văzut că era printre cei mai bogați. Îți țin minte pe Ion, pe Nicu, pe Romu, pe Valerica. Valerica, am înțeles că trăiește, încă e în București, este, a fost juristă. Așa. Hai să venim mai încoace, pe la Goșmanul. Așa, la Goșmanul, cele trei fete pe care le-a avut la Goșmanul, au fost, am întâlnit-o pe una dintre ele, care era ingineră la fabrica de bere din București. Așa. E și problema cu titlurile de proprietate. Dacă rezolvă și... Da. Dacă primăria rezolvă și acest lucru,
Știu că e greu, știu că e complicat, dar dacă rezolvă și acest lucru, ar fi cu adevărat un model pentru întreg județul. Această ediție a fost, este organizată la 10 ani după ediția a doua. Deci ediția a doua a avut loc în 2009 și anul acesta am organizat ediția a treia. Suntem foarte, foarte bucuroși că totul merge conform programului. Suntem în grafic și avem foarte mulți musafiri, foarte mulți localnici, dansatorii, artiștii se prezintă impecabil și avem toate motivele să ne mândrim cu ceea ce facem. Fac parte din comitetul de organizare a treia oară. Încercăm să profităm de faptul că hramul bisericii noastre este adormirea Maicii Domnului și atunci întâlnirea cu fiii satului conjunctural coincide și cu vacanțele pentru mulți dintre consătenii noștri din Spania, Italia, Germania, un prilej deosebit de a ne revedea, de a schimba impresii, de a continua și respecta tradițiile și obiceiurile zonei și ale satului. Față de edițiile anterioare, asta are un aer aparte, în sensul că avem invitați de marcă, capete de afiș.
Să-i aplaudați și să vedeți că tinerii ăștia și vorbesc, nu numai joacă. Ia să te întreb eu pe tine, cum zici că ar trebui să fie îmbrăcate fetele la baloț? Păi nu pot să spun așa ceva. Zi mai tare o țiră, dă o țiră de volum la băiatul. N-am prea lucrat cu fete. La baloți nu vin fetele de obicei, da. Cel puțin la mine, Beclean. Aoleu, ce comentarii pe aici, pe lângă cenă. Da la fân. La fân? Ceva lejer, așa, nu? Adică un costum de baie, ca pe la laguna albastră. Ca la laguna, un costum de baie. Mă, minunaților, aplaudați că știu și să vorbească și știu ce să vorbească. Bravo, Juni Becleanului!
mulțumesc frumos.